La doar 21 de ani, un tânăr din Dej nu a mai găsit niciun motiv ca să trăiască. Bărbatul s-a spânzurat în propria locuință, fără a lăsa în urmă nici măcar o scrisoare care să explice familiei ori prietenilor de ce a recurs la acest gest. Rudele tânărului l-au găsit pe acesta cu ștreangul prins în jurul gâtului, dar din nefericire nu au mai putut să-l ajute. Poliția a fost anunțată că a avut loc o sinucidere. Seara zilei de 5-12-2010, în jurul orelor 19, am fost sesizați despre faptul că un tânăr de 21 de ani din municipiul Dej s-a spânzurat la domiciliu. Ne-a deplasat la fața locului pe strada Octavian Goga numărul 2, unde la etajul imobilului, într-o încăpere, l-am găsit pe acest tânăr, Todrean Ioan Cristian, de 21 de ani, spânzurat cu ajutorul unei funii de grinda de la pod. Nimeni nu a putut explica gestul tânărului. Acesta nu a lăsat niciun bilet prin care să explice ce anume l-a determinat să-și pună capăt zilelor. Tânărul era cunoscut ca o fire mai retrasă, dar nu se știa să aibă vreo problemă atât de gravă care să-l împingă la sinucidere.